Transportul comun pentru copii. Sunt copii sau oameni. Bătrân cu copii în mașină, uitați-vă și voi. Femeie de 60 de ani, 70 de ani cu copii mici în mașină. Copiii stau în picioare să stea oamenii bătrâni jos. Uitați-vă bă, și voi. Uite aici, uite, bătrâni în mașină aia. Bătrâni în autobuz, uite, bătrâni în picioare și copii în picioare și bătrâni jos. Ia să vedem și aici la fel. Uite. Copiii cocoloșiți unul peste altul în picioare și oamenii stau jos, bătrânii stau jos. Stați-vă și voi. Asta e primăria orașului Bombejiu. Stați. Primarul Constantin Bobaru susține că a scos din uz microbuzele școlare pentru că, acum, în oraș există mijloace de transport în comun. Reacția alesului local este halucinantă. Întrebat de revolta părinților, Bobarul le transmite acestora să își trimită copiii la școală cu elicopterul, călare sau pe jos. În legătură cu situația transportului elevilor la Bombejiu, cum se efectuează acesta acum? Am înțeles că nu ar mai fi în circulație microbuzele școlare, că s-a găsit altă variantă pentru moment. Despre ce este vorba? Am văzut și eu anumite lucruri lansate în spațiu public de niște oameni rău intenționați și neprofesioniști, să nu folosesc un cuvânt mai răutăcios, cu toate care meritau. Păi cum să mai pui microbuze școlare în circulație atâta timp cât ai un serviciu public de transport local? Și elevii și ceilalți călători care nu pot să faci o diferențiere între ei, pentru că este un transport, un serviciu de transport public local, în care orice călător care dorește să călătorească cu acest serviciu se poate urca în mijlocul de transport proprietate publică să ducă unde dorește el. Acest serviciu a fost pus în funcțiune și își va continua activitatea pe niște principii și niște reguli care au fost stabilite de către autoritățile competente. În rest, cred că lucrul este ok, autobuzele circulă, opresc în stațiile care au fost autorizate să oprească. Am văzut și eu nemulțumit că nu trebuie să merg pe 200 de metri, zic că de ce merg 200 de metri, păi nu poate opri autobuzul la fiecare poartă. Nu se poate. Dar e o regulă simplă. Cine nu dorește aceste servicii, nu apelează la ele. Mobilitatea umană poate să apeleze la orice în lumea asta. Transport cu avionul, cu elicopterul, cu mașina personală, călare, pe jos. Microbuzele școlare sunt trase pe dreapta, dar vor fi folosite la nevoie, spune Bobaru. Sunt totuși în dotarea acestui serviciu de transport, în eventualitatea în care, Doamne ferește, ne-am luat niște măsuri, un autobuz, mai ales că sunt autobuze, să zic așa, cu o propulsie neconsacrată în piață, pentru că au propulsie electrică și electrice, propulsie sunt electrice și n-a fost testat ca motorul cu ardere internă, care probabil are aproape 200 de ani de când a fost inventat. Atunci am zis, da, în cazul în care un autobuz nu poate să-și facă treaba, microbuzul școlare vor prelua această activitate și vor duce copiii la școală și tot ceea ce este necesar pentru a achita obligația unui serviciu public de transport. Părinții nemulțumiți au anunțat că vor sesiza Inspectoratul Școlar Județean Gorj în legătură cu condițiile de transport ale elevilor navetiști, iar unul dintre ei a afirmat că strânge semnături pentru demiterea primarului.